Eu sunt copil mas, la final de gimnaziu. Nu avem cuvinte de mulțumire pentru toți profesorii, dar în special pentru Călăuza și îngerul nostru păzitor, doamna învățătoare Marilena Adam, care ne-a crescut ca pe proprii copii. Este ironic în tentat. Parcă noi învățam primele litere și ne speriam că ne auzeam de tarba înmulțirii. Profesorii din gimnaziu vor purta pe un loc special în sufletul nostru și în mintea noastră. De lângă gramatică, geometrie și istoria aplicată, ne-ați învățat de astea să ne dorim drumul cu viitor. Pe calea artei clasice ne-a îndrumat profesorul Popa Marius, nu vom uita cu trei în faimoasa repede 33 și cum aceasta era aplicată la chiar la cea mai mică abatere sau greșeală. În sufletul nostru vor rămâne intiberit de orele de muzică pentru compania profesorului Temelie Dragoș, care ne-a ajutat să ne descoperim pe noi înșine, în planul muzical, dar și personal. Atâtea melodii despre dumneavoastră toți ne-ați întrebat. E pura ce faci pipi? O profesoară de română sub acoperire a fost profesoara Steja Helena, care ne exersa scrisul și cititul la viteză maximă, cât și salutul politicos. Bună ziua! Ne-am neapărat să-i mulțumim și profesorului de sport, Domnul Stelian, pentru orele minunate petrecute în clasă, pline de învățături și sfaturi pentru viitor. Doamna profesoră Roxana Bonfă, poartă numele care nu se va șterge din memoria noastră niciodată. Vă mulțumim pentru tot sprijinul și sfaturi de utile. Vă rog tot bine și dumneavoastră și deliție. Religie, David Veronica, îi mulțumim pentru cele mai liniștitoare ore din acești ani și pentru toate sfaturile date din inimă. Nu vă vom mulți. Doamna profesoară, o profesoară minunată, care îi mulțumim pentru toate dățile în care am închis ochii când copiam la teste, este Andreea Otve. Sperăm să vă amintiți de noi mereu. Mă sigur am mulțumim profesoara Eza Gust Simona, că ea îi se potrivește numele ca o mănușă, pentru toate orele deschise petrecute împreună. Un singur lucru mai avem de zis. Și pe proa de toalet? Dorim să ne anunțăm profesorul Generică Elache că niciunul dintre noi nu s-a plictisit de școală. Orele de chimie și fizică vor rămâne forever întipărite în minte, and we are sure. Pentru că ați ținut cu tot atinsul să fim antene când ne coajutăm viitorul. Doamna Dorina Popa, împreună cu profesorul Mihail Plănășo, organizează cele mai frumoase expoziții din lume pe care noi le vom uita. Dorim să precizăm că, de fapt, știi cum ne cheamă cu lucrurile. Printre cei mai special profesori, se remarcă doamna profesoară de română, Laura Birauș, care ne-a fost ca a doua dirigintă. Ne aveți aminte de toate momentele de care povestim în acest discurs. Cu această profesoară am avut o legătură strânsă de prima dată când a intrat în clasă cu manualele de gramatică. Ultima, dar nu cea din urmă, este doamna dirigintă, stimata Maria Răcășan, căreia nu avem unde ajuns de multe cuvinte pentru a-i mulțumi. Din prima zi de clasa a 5-a ne-a luat sub aripa dumnei protectoare și ne-a crescut ca pe proprii copii, până am ajuns mai înalt decât însă. Știm că a fost greu din amenințările că vă veți arunca pe geam, dar vreau la trecut și acum suntem de ajuns de mari pentru a ne da seama că tot ce ați făcut a fost pentru binele nostru. Ne cerem scuze pentru toate momentele în care nu ați zâmbit. Cum ați spus și dumneavoastră, nu veți păzi atâturilor ca noi. Doamna Dimitrie, vă promite că luăm notă mare de examen pe păcate, Dumnezeu. Celor de șapte le urăm un mare succes pentru anul ce urmează. Le prezăm la mare drag, ea succes. Putem spune cu toată mândria și admirația că sunteți absolvenții școlii gimnaziale numărul 3. Atunci, îndrăznesc să cred că cei mai frumoși ani pentru un om
Sunt cei în care acesta ajunge la vârsta în care își pune întrebări despre el, despre viața lui și începe să se descopere pe sine. Tot ce spui în acele momente este ca oamenii de lângă tine să-ți ofere mai mult sprijin și încredere pentru ca tu, prin forțele tale, să poți mai apoi să creezi lumii care trăiești. Apoi că noi am primit cheia succesului de la generația dinaintea noastră, am simțit o mare emoție născută în recunoașterea de către ceilalți, a puterii de voință de care dispunem, dar și o mare responsabilitate de a contribui și noi cu ceva la menținerea tradiției și valorii acestui gest. Distinsă doamnă director, stimată doamnă dirigintă, mult iubită învățătoare și respectați domn profesori, vă mulțumim cu mult succes pentru că, în ciuda tuturor faptelor noastre, nu ați renunțat să credeți în noi. Se spune că toți copiii greșesc, unii mai puțin, alții mai mult. Profesoră de tehnologie, vă mulțumim pentru acele ore în care mâinile noastre aproape decolau de atât a scris, dar și pentru zilele în care relaxarea și somnul ne copleșeau. Bună ziua, vă rog, mai dați-ne, nu-ți e rușine așa un pic. Domnul profesor de desen, vă mulțumim pentru toate orele în care am făcut ce am vrut. Ne putem saluta. Doamna profesoară de biologie, vă mulțumim pentru toate orele pierdute cu minunatele poveștele dumneavoastră și pentru toate punctele în plus la teste. Ați avut pauză cu prelungire. Doamna profesoară de istorie, vă mulțumim pentru că ați fost așa drăguță cu noi și ne-ați înțeles când învățam lecțiile. Dacă într-adevăr este o urgență... Doamna profesoară de geografie, cred că și acum ne sunteți datoare cu niște teste de corectat. Vă mulțumim că ați făcut toate orele de geografie mai distractive și nu vă vom uita niciodată. Nu vă uita niciodată la culoarea. Măi, tu copiezi? Domnul profesor de sport, vă mulțumim pentru toți colegii din iarnă. Toți ajutorul dumneavoastră ne-am dezvoltat cu scolatura, dar nu cu orele de sport, ci cu cola și cu șlutelul de mere. Ce faceți tazelor? Uite, divele! Doamne profesoară de religie, ne-ați ajutat foarte mult să trecem cu ușurință peste toate notele mici. Și vă mulțumim că ne-ați fost alături încă din clasa 1. Ce faceți, iubitele mele? Puiul, doamna! Domnul profesor de muzică, orele dumneavoastră au fost cele mai frumoase din gimnaziu. Mi-ați făcut mereu să râdem, chiar și în momentele serioase. Hello! Spune iepuraș! Madame profesor, vă mulțumim că ați transformat orele plictisitoare de franceză în unele distractive. Chiar dacă ne-ați mai dat câte notă mică, mereu v-am îndrăgit. Apropo, să știți că Google Translate a făcut toate temele și compunerile de nota 10, nu noi. Terminați, nu se citește așa. Domnișoară, doamna profesoară Dorina Cop, vă mulțumim pentru toate orele frumoase petrecute împreună, în care am putut să descoperim cum este să fii profesor. Ce faceți? Fiți mai buni. Doamna profesor de fizică, chimie, sunteți un profesor foarte diferit de ceilalți. Mereu ne-ați ajutat să înțelegem lecțiile pe care ni le predați, chiar dacă procesul putea dura un minute. Ne-ați făcut să ne amuzăm la orele dumneavoastră și să uităm de temele și lecțiile pe care le aveam de învățat la celelalte materii. Ați fost și sunteți un profesor care ne-a făcut să vrem și să știm mai multe și ne-ați încurajat de fiecare dată, spunându-ne, ei, nu pot să înveți. Păi ce e asta? Trebuie să știi. He-he, mă cam trage curentul pe la etajul 2. Doamna profesoară de limba română, cu toții vă știm ca cea mai drăguță, înțelegătoare și zâmbitoare profesoară. Nu o să vă uităm niciodată, deoarece ne-ați încurajat, ne-ați susținut și ați crezut în noi când aveam cea mai mare nevoie. Nu credem că am fi putut înțelege limba română la fel de bine cu o profesoară care țipa la noi toată ziua. Și vă mulțumim foarte mult că nu v-ați supărat când eram obosiți sau bălăcioși. Din acest motiv vă respectăm și o să vă ducem dorul enorm de mult. Cu siguranță nu o să uităm nici... Mai copilași! Ne bucurăm că ne-ați dat atât de multe teste, dar acum ne putem aștepta la orice, oricând, de la un profesor. Se spune că dirigintele este ca un părinte pentru elevii săi. Îi ascultă. Încearcă să-i înțeleagă, le dă sfaturi bune, glumește cu ei și îi face să râdă, îi învață lucruri noi și multe altele pe care dumneavoastră le-ați respectat mereu cât a spus doamna noastră dirigintă. Nu o să uităm niciodată zilele în care ne uitam pe YouTube la videouri cu Poltergeist și nu ne venea să credem sau că stăteam cu toți la vârful în orele de dirigenție, căutând toate subiectele posibile de discuție. Ne-ați îndrumat spre căi bune și ne-ați ajutat de fiecare dată când am avut nevoie. V-a păsat de noi și de lucrurile pe care le făceam în incinta școlii, dar și în alte momente. În toți acești ani ați reușit să creați o legătură strânsă între noi și de aceea o să ne fie extrem de greu să ne despărțim de dumneavoastră și să
gândim și ne gândim că nu o să vă mai întâlnim în orele de engleză sau de diligenție. Chipul luminos și zâmbăresc ne făcea ziua, al dumneavoastră ne făcea ziua mai frumoasă. Păi cum adică? Dar spune când stai acolo, ia treci la locul tău. Îți cad un pumn la purtare, ia uite la el. Doamna director, nu o să vă urcă niciodată din cauza poveștilor dumneavoastră de viață și a sfaturilor. Mereu ne-ați făcut să râdem, chiar dacă aveam sau nu vreun motiv anume. Sunteți un om minunat cu suflet bun și nu o să uităm. Vedeți că este extrem de greu. Sunteți niște rebuturi. Afară la elevare că dormiți pe voi. Ce mai vor și ăștia de mă sună acum oare? Nu știu cam oare. Hai, spune, Luci! Și vă mulțumim pentru toate poreclele pe care le-am adorat. Ne-ați fost și o să rămâneți în sufletul nostru toată viața. Cel mai lung de viv, cel mai de temut și totuși cel mai îndrăgit profesor. Soprano, asta se numește cretă. Nebunule! Ne adresăm acum vouă, dragi colegi din clasa a șaptea. Cărora vă predăm cheia succesului, cheia școlii, să faceți tot ceea ce depinde de voi pentru a obține rezultate foarte bune la învățătură și satisfacții în întreaga voastră activitate. Tot ce vă putem ura este faptele examene. Dacă credeți în voi, veți reuși cu siguranță. În următorul vostru an școlar, stresul și plânsul o să fie la ordinea zilei, dar mereu să ridicați privirea și să vă spuneți știu că pot. Vă sfătuim să puneți mâna și să învățați vara aceasta, dacă vreți să vă fie mai ușor. Modelele la română și matematică să nu vă lipsească, dar nici somnul și relaxarea. Mai aveți și voi un an și scăpați. Gândiți pozitiv și cu toate lucrurile, și toate lucrurile frumoase vă vor întâmpi la în viitor. Mult succes, clasa așa! Un lucru e sigur. Oricât de fericiți vom ajunge, tot vom privi cu nostalgie în trecut și ne vom aduce aminte de această perioadă din viața noastră, ce urmează să se încheie. Dragi colegi, vă urez tot ce mai bun și să țineți minte că tot dacă credeți în voi, visurile vi se vor împlini. Singur niciunul dintre voi. Nu vom uita clipele minunate pe care le-am petrecut împreună. Aștept să ne revedem peste 10 ani, peste 20 de ani, peste 50 de ani și să realizăm că toate visele din clasa 8-a au devenit realitate. Dragi profesori, fără voi nu am fi reușit. Cu toții veți rămâne la loc, sigur, în sufletele noastre. Vă suntem recunoscători și vă mulțumim. Acum putem spune cu mândrie că suntem absolvenți colegii din Azalie numărul 3 cotă. Dragii mei colegi, stimați profesori, ne-am întâlnit în acest cadru festiv pentru a mai simți bucuria de a fi împreună și de a ne împărtăși sentimentele, pentru a încerca să mai învățăm ceva unii de la alții înainte a porni fiecare într-o nouă încercare a liceului. Una din prezențele deosebite care ne-au marcat și luminat drumul copilăriei și care ne-a arătat calea spre maturizare este doamna dirigintă Sreja Chelena. Ați avut suficientă sinceritate și tărie sufletească pentru a ne ține pe drumul cel drept, lucru foarte dificil, ținând cont de zbârdăliciile noastre, mai mult sau mai puțin amuzante. Ați avut grijă și înțelegere, umor și căldură sufletească. Acum, în acest moment al despărțirii, simțim nevoia de a vă mulțumi pentru toate eforturile, toată energia și toată dragostea pe care ni le-ați dăruit. Sperăm că bucuria clipelor trăite împreună și tristețea efemeră a despărțirii să ne rămână tuturor în suflet. Și dumneavoastră, stimați profesori și noi elevii dumneavoastră, știm că această despărțire nu este ultimul act al unei piese, ci doar primul. Căci noi pășim în viață cu bucurii și cu mai puțină frică,
întăriți și poate mai pregătiți pentru ce va urma, datorită faptului că v-am cunoscut mai mult și mai mult în fiecare oră petrecută împreună. Dacă nu mai eram pe partea acestei școli, aproape, în calitate de popor, chiar robot. Iar clopoțelul sună începutul primului an școlar și iată-ne azi aici, când sună clopoțelul de absolvire a celor 8 ani de școală generală. Pe parcursul celor 8 ani petrecuți în această școală, am învățat cu multă doare să fim un om demn al acestei societăți. Îmi aduc aminte cu drag și recunoștință de doamnele învățătoare care ne-au învățat să scriem prima literă din afară. Am fost o clasă greu, încercată prin schimburi constante de învățătoare, profesori și profesoare, dar cu toate acestea ne-au condus cu multă pricepere și dragoste până în ultima zi din clasa 8-a. Vă mulțumim foarte mult profesoarei de română, Vilaus Laura, care s-a ținut de noi să învățăm pentru examene și în fiecare mai stătea o oră plus pentru a face meditații. Profesoara de matematică, Crăcuceanu Ana Maria, deoarece chiar dacă mi-a fost profesoară doar în a 8-a, a făcut o muncă excelentă explicându-ne materia din toți ani. Profesoara de fizică și chimie, Dina Elena, profesoara de geografie, Ungureanu Claudia, profesoara de istorie, Ciupotariu Alina, profesoara de cozinere, Cotorina, profesoara de civică Peștean Raluca, profesoara de religie David Veronica, profesoara de franceză Părinica Corina, profesorul de biologie Fințoi Sever, profesorul de muzică Temelie Dragu și profesorul de desen Popa Marius, profesorul de educație fizică Nicola Ionuț și profesorul de istorie Mihai Il Ploiașu, care chiar dacă era mai dur față de ceilalți profesori, știa foarte bine cum să ne facă atenți și să înțelegem ce ne predă. În special îi mulțumim profesoarei de teologie, mai important, diriginta noastră, care a fost alături de noi la bine și la rău, Ștreșa Helena. La mulți ani, doamna! Și bucuria din zâmbet, bunătatea, perseverența, gândește. Se spune că școala este o poartă deschisă spre lumină. O astfel de poartă deschisă spre lumină a fost vreme de 8 ani și pentru voi școala voastră. Iar când ați sfârșit pregul acestei școli, în fața voastră se deschidea un drum frumos pe care l-ați sfârșit cu încredere, îndrăzneală și timiditate. Uneori, aici ați dobândit multe cunoștințe și ați fost bine pregătiți pentru a vă descurca în viață. De asemenea, nu veți uita emoțiile dinaintea fiecărui test, care de acum vor deveni din ce în ce mai multe cu trecerea fiecărui an din învățământul liceal. Sunt sigur că acești ani nu vor fi dați uitați, ci vor rămâne veșnic în amintirea fiecărui elev, ca fiind cea mai frumoasă perioadă în care am devenit mult mai apropiați, ne-am cunoscut mai bine și am ajuns să legăm prietenii strânse, cu întâmplări amuzante, plăcute sau surprinzătoare. Acum veți începe o nouă etapă a vieții, în care veți asimila o multitudine de cunoștințe. Vă veți cunoaște cu noi persoane și vă veți apropia tot mai mult de maturitate.
ne-am obișnuit ca elevii din cele trei clase de opta să alegem pe volu, râzând și bucurându-se de fiecare clipă. Vă privim cu emoție în suflet, deoarece știm cu toții că e momentul să vă luați la revedere de la școala gimnazială, care v-a fost ca o a doua casă, de la colegi, profesori și de la școala de clasă, și de la sala de clasă, în care împreună ați petrecut momente fericite, cât și momente mai dificile. Din toamnă, coridoarele vor fi goale fără voi, iar noi, elevii claselor a șaptea, vă vom lua locul și vă promitem că vom fi cel puțin de la noi. În final, vă urăm succes la orice drum veți urma și să vă amintiți mereu cu bucurie de minunații ani pe drept. Aproape microfonul! Am dorit să spunem câteva cuvinte adresate clasei a 8-a. Am vrea să vă felicităm pentru voința și puterea de a supraviețui 8 ani de tortură continuă. Totuși, cu toată seriozitatea, am vrea să vă urăm fericire și spor pentru anii ce o să urmeze. Și sperăm că anii petrecuți în școala 3 au fost plini de distracție, dar și de lecții, care v-au ajutat să deveniți personale care sunteți în lecțiile morale. În acești 3 ani de când ne cunoaștem, am avut parte de experiențe minunate și de momente de neuitat. Suntem fericiți că am găsit prieteni de încredere în voi. Ați început pe clasele mici cu doamna învățătoare, care era o proșcă cu filmul. După, ați fost preluat de dirigintă, care v-a ajutat, sprijinit și înțeles că nu a fost nevoie. În plus, față de dirigintă, ați aflat că aveți un profesor diferit la fiecare materie. Unii mai buni, alții mai severi, dar care v-au educat și care v-au disperat puternic. Sperăm că de la profesorul nostru vă stau în urmă materie și să fiți oameni buni, cinstiți și cunoscuți. O să ne lipsească momentele petrecute cu voi, bune sau rele, pline de râsete și de suspans. Amintirile trăite împreună nu vor putea fi niciodată șerse din inimile noastre. Ne cerem scuze pentru momentele care ne enervăm profesorul. Și următoarea oră veneau furioși apoi la clasă. Ne-am bucurat dacă am ști că ați putut găsi în noi prieteni de încredere și sperăm că am legat prietenii și vor dura toată viața. În încheiere, am vrea să vă urăm să intrați la liceul la care doriți, să vă faceți prietenoși și să nu uitați pe cei mai mici ca voi. Știm că este trist, poate chiar de rău să lăsați în această școală minunată, acești profesori și mentori grozavi și pe colegii voștri. Vă urăm note mari la examen și să priviți cu încredere spre noua ușă care se deschide pentru o nouă etapă a vieții voastre și spre un nou pas către maturitate. A venit timpul să ne luăm rămas bun, pentru că sunteți absolvenți de gimnaziu și ne despărțim. Ne părăsiți pentru a face loc unor noi generații. Nimeni nu vă va înlocui, ați fost și veți fi o generație de acum. Care va rămâne mereu în inimile noastre, în inimile profesorilor și mai ales în inima școlii. Noi, colegii voștri de clasa 7C, vă adresăm astăzi câteva cuvinte. Parcă ieri am intrat în ciclul gimnazial de busolați și speriați, iar voi, elevii de clasa 6, ne dezvălui secretele testelor inițiale, stilul de muncă al profesorilor și ne-ați explicat lecțiile care păreau imposibile. Așa, ne-ați făcut să respirăm ușurat și la română, și la matematică, și mai ales la istorie. Voi erați în clasa 7, programul nostru școlar a făcut să nu ne mai întâlnim atât de des, dar și în aceste condiții, voi v-ați găsit timp pentru a ne explica și noi să înțelegem problemele la matematică și fizică în special. Amintirile pe care sigur nu le vom uita niciodată sunt cele legate de activitățile extrașcolare, adică excursiile împreună cu domnul profesor Mihail Pleașu și doamna profesor Popdorina. Pentru unii dintre noi a fost prima dată când am ascultat manele, deși voi dragi absolvenți știați toate versurile pe de rost. Din prima excursie ne-a rămas în minte prima noapte pe care am numit-o Noaptea de Groază din St. George's Bay. Ne mai aducem aminte de minunata grădină botanică din Jibou și mai ales când am fost la Băile Felix. Atunci a fost cel mai emoționat moment pentru că a trebuit să ne înfățișăm un costum de baie. La fel de frumos am fost și la Peștera Ușilor. Ar fi fost minunat să avem și poze în această excursie, dacă Cezar nu ar fi dat clip pozele făcute de Vlad. În următorul an am parcurs plaiurile Moldovei. Weber s-a dovedit a fi responsabil în imortalizarea momentelor și în a exporta internet.
Veni să avea mâna în ghip și tare ne mai făcea să-i oferim ajutorul. Loredana Ponci a făcut mereu parte din echipă. Regevera absorbente din clasa 7 a 8-a 2. Mulțumim că au avut răbdare cu noi și ne-au împărtășit multe lucruri. A fost la fel de frumos și în același timp riscant, atunci când ușile morului s-au închis. Noi înăuntru, proprii afară, panică totală. Ultima excursie unde a fost în Prana a fost Ploiești-București. A fost o noapte albă, cu râs și plâns, cu iubire neîmpărtășite, cu implicarea noastră rezolvarea problemelor. Locodi a pierdut plimbarea cu metrou, a rămas să vorbesc cu doamna Torina despre problemele existențiale, iar noi am fost prinși filmând în metrou, adică am fost prinși Robert și Alexandra. Una peste alta, timpul a zburat, am ajuns mari, poate și din motivul că ne împrumutam mâncarea, împrumutam bani, dar timpul a trecut. Mă ajute și noi să dăm informații după modelul vostru. Vine profa, a ieșit profa din clasă. În ce toane e profa? Este ultima dată când suntem cu toți în curtea școlii gimnaziale numărul 3 Codnea. Este momentul când primim cheia succesului din partea voastră, dragi colegi. Vă mulțumim și vă urăm să ajungeți la cele pe care ați simțit, să fiți sănătoși și veseli și din când în când să vă aduceți aminte de noi. Vă mulțumim! Și veți vedea la rezultatele obținute la evaluare că au fost foarte buni și vor fi foarte buni și la liceele la care vor ajunge. Iar voi, trebuie cei de clasa a șaptea, trebuie să munciți foarte mult pentru a reuși așa cum doresc toți profesorii de la școala gimnazială numărul 3 și în primul rând cum doresc părinții voștri. Clasa 8-a vă doresc succes, clasa 7-a vă doresc să le puteți ajunge din urmă, să le puteți ajunge din urmă pe clasele a 8-a. Succes, succes! Bravo!